la cea din tâi. Cred că ne auzim acum, da? Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit atât de mulți în această după-amiază. Cel de-al doilea volum e o culegere de oameni care pe noi ne-au inspirat și oameni care ne-au dat numai energie în momentele alea în care, după anchete grele, după ce descoperam tot felul de nenorociri, întâlneam câte un astfel de om care ne dădea un boost de încredere că România se poate face bine. Cred că fiecare dintre noi a lăsat în toate aceste povești o bucățică din inima lui acolo. Personal, oamenii despre care am scris sunt cei care m-au rescris pe mine. Parte dintre ei sunt aici și aș vrea să o aplaudați pe Margi Cerban. Este un medic senzațional care vindecă, ajută copiii cu cancer din toată țara, în clinica pe care a construit-o la Timișoara. La Margi Cerban am ajuns în 2009 și de atunci ne tot întoarcem. Și cu fiecare întoarcere găsesc și mai multe inspirații și mai mult curaj. Datorită ei ne-am apucat noi să renovăm secții de spital și ea a fost cea care ne-a ajutat și alături de fetele de la Dăruiește Viață am reușit să punem pe picioare proiecte în valoare de milioane de euro. Astăzi, alături de ele și povestea fetelor de la Dăruiește Viață o găsiți în această carte. Carmen Uscatu, Oana Gheorghiu. Oana, cred că e aici, aș vrea să o aplaudați și pe ea, nu văd, dar știu că vreau. Iar a treia poveste pe care am scris-o se referă la un tânăr domn care construiește de 5 ani case în satele sărace din Iași, scoate copii din secolul 19 și aduce în secolul 21, dar mai mult decât a le oferi o casă, Bogdan le oferă educație acestor copii. Bogdan Tănase e și el aici, astăzi, aici. Casa Șer se numește proiectul lui și este unul din cele mai senzaționale proiecte din România. Nu mă lungesc foarte mult pentru că aș vrea să vorbească și colegii mei, dar ce vreau să spun este ca o concluzie că, de fapt, noi ne-am așezat lângă toți acești oameni ca să ne luăm de la ei curaj, inspirație, putere, ca să construim o Românie mai bună pentru copiii noștri. Lăsați.